părerea mea de incurabil optimist și de incurabil om care speră în, în mișcarea lucrurilor către bine, este că pilonul 3 n-ar trebui să se vândă, ar trebui să se cumpere. Asta e părerea mea despre pilonul 3. Deci ceea ce ar trebui noi, noi, societatea românească în general, cu instituții de stat și de nestat și de muncit, adică ar trebui să ne gândim cum să facem ca să se întâmple acest lucru. Și pilonul trebuie să se cumpere, nu să se vândă. Pentru că în lumea mare, acolo unde el are succes, nu are succes prin niște mari eforturi și mari costuri de distribuție și printr-o vânzare activă de tip push and pull și pull and push din nou. El funcționează acolo unde, când omulețul își găsește o slujbă, este informat în capul locului, salariul luma tale este atâta, din care atâta este partea care să duce în fondul lumatale de pensie și restul este atâta din care să plătesc taxe atâta și matale capeți ce rămâne. Și gata. Funcționează pilonul 3. Și s-a terminat. La noi este adevărat că o astfel de chestie nu se putea pune într-o lege. Mi-e teamă că nici în ziua de azi nu se poate pune într-o lege așa ceva. Dar păi acum 4 ani. Dar cam către această practică trebuie să ajungem pentru ca pilonul 3 să funcționeze.